Binecuvântat să fie Domnul pentru iubirea Lui, despre care vor vorbi astăzi. Dintre cele spuse de Domnul despre sine în cartea Exod, capitolul 34, versetele 6 și 7, astăzi ne oprim la cuvintele: își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Dragostea este manifestarea cea mai puternică a ființelor vii, fapt valabil pentru Creator și pentru oamenii care i-a creat după chipul său. Apostolul Ioan scria în întâia sa epistolă, capitolul 4, versetul 8 și repeta în 16: Dumnezeu este dragoste. Iar cât pentru oameni, scrie în cartea Cântarea Cântărilor, în capitolul 8, versetul 6, că este tare ca moartea, este o flacără a Domnului, pentru că dragostea de care vorbim nu poate să vină decât de la Domnul. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o înnece, iar da omul toate averi din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Așadar, să cercetăm din Scripturile Sfinte cum iubește Dumnezeu. Și de asemenea, cum ne cere Dumnezeu să iubim. Pentru că este scris, citesc din Matei, capitolul 22, de la versetul 36, cuvinte dintr-o discuție a Domnului Iisus Hristos cu teologii vremii sale, referitor la revelația biblică. Citesc întrebarea învățătorului: care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns: iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci cuprinde toată legea și prorocii. Și Domnul Iisus Hristos spunea, citesc și din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 34, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Așadar, cum scrie la Apocalipsa 1, a Lui care ne iubește și a sătăvuga confort celor de aici și care ne învață și pe noi cum să iubim, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. În prima parte, câteva afirmații, urmează exemplele și apoi aplicațiile. Am citat deja din Exod 34, vă reamintesc doar că sunt cuvinte rostite de gura Domnului și auzite de Moise direct, căci vorbeau ca doi prieteni. Dumnezeu a spus cuvintele despre sine, prezentându-se, comunicându-ne că El își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Iată ce a spus și Moise la rândul lui, ca unul care l-a cunoscut atât de bine, Deuteronom, capitolul 33, versetul 3. Da, El iubește popoarele, iar Domnul care a venit din sânul Tatălui spunea, citesc din Ioan, capitolul 14, versetul 21, cine are poruncile mele și le păsește, la mă iubește, și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Și versetul 23, Tatăl meu îl va iubi. Deci, Domnul Iisus Hristos a vorbit despre dragostea Tatălui, ca unul care o cunoștea și vom mai aminti
cum a fost iubit și el și cum a transmis, a exprimat această iubire în viața, în moartea sa răscumpărătoare. Pavel, la rândul lui, spunea, Tesaloniceni, în a doua epistolă, capitolul 3, versetul 5, Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Iubirea lui Dumnezeu este desăvârșită îmbinând mila cu dreptatea. Așa cum este scris încă din cartea Deuteronom și în cartea Exodul, că Dumnezeu iubește și pe străini. Dar poate cel mai clar înțelegem complexitatea și desăvârșirea iubirii prin ceea ce a picurat Domnul noi ca părinți, deși în raport cu El, așa cum spunea Domnul, suntem răi. Înțeleptul spunea în Proverbe capitolul 3, versetele 11 și 12, referitor la atitudinea care are Dumnezeu față de noi în dragostea Lui, cuvintele: Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului, nu te gândi de pedepse Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Și în Epistola către Evrei, la capitolul 12, avem detalii despre pedepsele care Dumnezeu le aplică în dragoste. Scrie aici, în versetul 6, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 19, Domnul se adresează îngerului bisericii din Laodicea cu cuvintele: Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Deci, și când atitudinea Domnului ni se pare că nu ne este favorabilă, uneori ia măsuri foarte extreme, El tot în dragoste se manifestă față de noi. După cum un medic, atunci când extirpează chiar o parte sau un organ din trupul uman, nu face pentru că vrea să ne mutileze, ci pentru că vrea să ne salveze. Dar să vedem din câteva exemple biblice mai îndeaproape dragostea Domnului și prin aceasta modelul nostru de a iubi. Scrie în mod deosebit în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament când e vorba despre evrei, despre felul în care Dumnezeu a iubit acest popor. A fost un angajament de generații, pornind de la primul evreu, Avram. Dar în mod deosebit s-a manifestat față de ei când s-au constituit ca popor după ieșirea din Egipt. Scrie în Deuteronom, capitolul 4, versetul 37, sunt cuvintele lui Moise către popor, cu referire la Dumnezeu: El a iubit pe părinții tăi și de aceea a ales sămânța lor după ei. El însuși te-a scos din Egipt prin puterea Lui cea mare. Și tot despre aceasta citim și în capitolul 7 al aceleași cărți de Deuteronom, de la versetul 6, că tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui de toate popoare pe fața pământului. Nu doar pentru că întreci la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să ține jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul din casa lui Faraon, din robie. Tot despre aceasta citim și în capitolul 23, versetul 5, despre episodul acela cu Balaam, când s-ar fi vrut ca Dumnezeu să nu le mai fie favorabil și zice aici: Dar Dumnezeul tău n-a voie să asculte pe Balaam și Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. De asemenea, citim din cartea Psalmilor în capitolul 44, unde
Se face din nou referire la faptul că Dumnezeu le-a fost favorabil, dându-le țara, izgonind neamuri dinaintea lor și nu prin puterea lor cuceritei Canaanul. Și scrie aici în versetul 3, dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Apoi avem o avalanșă de versete care dovedesc dragostea lui Dumnezeu peste Israel și e suficient să înțelegem asta studiindu-le istoria. Scrie Isaia capitolul 43, versetul 3 și 4, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău, eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și sabia în locul tău, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. La fel, 45 cu 5, din dragoste pentru robul meu Iacov și pentru Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu bunăvoință înainte ca tu să mă cunoști. Sau 54 cu 7 și 8, câteva clipe te părăsise, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie mi-a scusesem o clipă față de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul, răscumpărătorul tău. Sau Țefania, capitolul 3, versetele 15 la 17, sunt niște cuvinte prin care Dumnezeu se manifestă în dragoste. Așa cum și noi avem manifestări care sunt naturale în iubire. Citez, Domnul a abătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmașul tău, Domnul împăratul Israel este în mijlocul tău, nu trebuie să te mai temi de nicio norocire. În ziua aceea se face Ierusalimului, nu te teme de nimic, Sioane, să nu slăbească mâinile, Domnul Dumnezeu tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Deci iată cum în dragoste i-a apărat, i-a înveselit, s-a manifestat pentru că îi iubea. Și despre asta amintește și Apostolul Pavel în Romani 11:28, că ei sunt iubiți încă din pricina părinților lor. Nu s-a stins încă dragostea lui Dumnezeu de la Avram, dar câți alți fiind s-au adăugat. De aceea evreii vor avea favoare și la sfârșitul istoriei. Dar dragostea Domnului s-a arătat față de toate neamurile în mântuire. Așa după cum este scris în Ioan capitolul 3, versetul 16, bogate cuvinte, așa cum este dragostea Domnului pentru noi, aici citim, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iar Apostolul Pavel scria în Roman la capitolul 5, versetul 8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Știți de când ne-a iubit Dumnezeu? Spune în Efeseni, la capitolul 1, de la versetul 4, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim împărați prin Iisus Hristos după buna plăcere voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ne l-a dat în preiubitul Lui. Mărit să fie Domnul pentru dragostea Lui din veșnicia trecută până în veșnicia viitoare. Așa este scris și în Epistola către Tit, la capitolul 3, citesc de la versetul 4, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii noștri, prin îndurarea făcută de Duhul Sfânt pe care L-a vărsat din belșug peste noi în Iisus Hristos Mântuitorul nostru. Și ce va fi? Cum scrie Ioan la 1-a sa epistolă, capitolul 3, tot din dragoste. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem prea iubiților cum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El,
și vom fi cu El și îl vom vedea așa cum este. Să fim așadar cunoscători și recunoscători ai dragostei lui Dumnezeu. Iubirea Domnului s-a arătat nu doar pentru națiuni, Dumnezeu nu iubește doar în gro, iubește în detail, cum zice în Ioan 11, pe cei din Betania, nu spune Domnul iubea familia aceea, spune Domnul iubea pe Marta, pe Maria și pe Lazar, pe fiecare în parte. În Evanghelie este scris că Tatăl nu s-a putut abține și a strigat din cer, a vorbit să se audă pe pământ că iubește pe Fiul Său. A spus-o la botez, a spus-o la schimbarea la față. Și Domnul Iisus Hristos spunea aceasta, știa, scrie în Ioan capitolul 15, sunt cuvintele Domnului, citesc de la versetul 9, cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-a iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, vă rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Iar în rugăciunea sa din Ioan 17, se adresa Domnul Iisus Tatălui cu cuvintele din versetul 23 și 24, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că m-ai iubit și iubești și pe ei. Spune versetul 24, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Dragostea lui Dumnezeu a fost din veșnicie și este pentru veșnicie. Dumnezeu a iubit pe Solomon. Este scris în cartea 1 a Împăraților, capitolul 3, versetul 3, în mod explicit aceasta. Și de partea împăratului, Solomon iubea pe Domnul. El a înțeles ce scrie în a doua Samuel, capitolul 12. Vă citesc versetul 24. Solomon a fost iubit de Domnul și i-au și pus numele Iedidia, iubitul Domnului sau pentru Domnul. Și Neemia spunea în cartea sa în 13 cu 26, asta a rămas pentru posteritate că Dumnezeu a iubit pe Solomon, între toți fiii lui David l-a ales, i s-a descoperit, i-a ascultat rugăciunea. Citim și despre Daniel în cartea sa, capitolul 9, versetul 23, că a fost numit omul prea iubit și scump. Iată cum se conturează ceea ce vom spune mai târziu, pe cine și cum iubește Dumnezeu. Cum iubește pe toți, dar cum oamenii ori se fac vrednici de iubit sau vrednici de lepădat, deși Dumnezeu ar avea dragoste pentru toți. Așa i-a spus îngerul lui Daniel 9 cu 23, tu ești prea iubit și scump, și scrie și în 10 cu... Versetul 11, Daniel e om prea iubit și scump, și de asemenea în versetul 19, nu te teme, om prea iubit, pace ție, fi tare și cu inimă. O, să poată spune Domnul și despre noi aceasta, cum zice un vers, ca să poată Domnul spune prea iubită, prea iubit, în viața ta în toate Dumnezeu s-a proslăvit. Trecem la aplicații. În primul rând, cunoașterea iubirii lui Dumnezeu, a naturii lui iubitoare. Dumnezeu nu iubește accidental, sporadic. Natura lui, el este dragoste. Aceasta ne conferă siguranță și ne conduce la înțelegerea că el este fericit pentru că poate iubi. Ba mai mult, în împărăția lui totul va fi dragoste, pentru că acolo toți vor fi ca el și ca fiul său.
Înțelegând aceasta, avem o perspectivă binecuvântată. Știm în ce atmosferă suntem introduși, știm ce relații ne așteaptă. Dumnezeu spunea evreilor și noi am intrat pe felia lor de îndurare. Ieremia 31 cu 3. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Și Apostolul Pavel explica în Roman capitolul 8, versetele 38 și 39, căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Logodirea noastră, unirea noastră cu Dumnezeu este sigură. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, pentru că El este statornic în dragoste. Și asta ne conferă nouă, în baza legământului Său, liniștea și pacea că pentru toată veșnicia noi vom fi iubiți cu aceeași intensitate. O a doua aplicație. Dacă așa credem, trebuie să apreciem dragostea Lui, ceea ce este o onoare și o bucurie pentru toți cei ce-L cunosc. Să cântăm despre dragostea Lui. Să-L lăudăm pentru aceasta. Să ne bucurăm. În Deuteronom, la capitolul 7, versetul 9, este scris că Moise a zis evreilor să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu, este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Da, un asemenea Dumnezeu merită să fie lăudat, să fie vestit. Ioan scrie în epistola sa: știți mult despre dragoste. Acum citim din capitolul 4, de la versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților! Dacă astfel ne iubi Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Și tot de aici versetul 16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne în El. Favorul, promisiuni, mărețe sunt pentru noi, venite de la Domnul. Prin filiera binecuvântată a dragostei Lui, prin Domnul Iisus Hristos, prin actul mântuirii, să ne bucurăm. Am intrat în această stare de har, s-a răsfrânt peste noi dragostea Lui Dumnezeu, să cântăm despre aceasta. În Apocalipsa e scris în capitolul 4 că cei din cer îl laudă pe Dumnezeu pentru că a creat și susține un univers imens. Am putea spune, în înțelegerea noastră, necuprins de mare. Dar în capitolul 5 scrie că mai este o cântare nouă pentru răscumpărare. Și cântarea asta e cântarea dragostei noastre pentru Dumnezeu. Pentru că nu doar ne-a creat, ne-a recreat, ne-a răscumpărat. Am distrus un pământ și face pentru noi un altul nou și ceruri noi, toate acestea în dragostea Lui. Iubirea omului trebuie să fie reciproca iubirii lui Dumnezeu și trebuie să fie dovedită în raport cu alte iubiri. Când avem opțiuni, atunci se vede pe cine iubim. Și de asemenea trebuie să fie dovedită prin ascultare, să fie fără rezerve, cu toată ființa, o pasiune de o viață, după cum și la Dumnezeu este o pasiune eternă.
Dumnezeu l-a probat pe Avram și i-a zis, când a fost vorba de vorbirea lui Isaac, chiar nominal scrie în Genesa, în capitolul 22, citesc de la versetul 2, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Și așa mi-am imaginat eu că Dumnezeu i-a spus lui Avram, urcăm pe munte trei, eu, tu și băiatul, și pe munte dai proba, te întorci cu băiatul și fără mine, sau pleci cu mine și lași băiatul acolo. Și Avram a ascultat, a fost doar o probă. Și Dumnezeu pentru aceasta a zis, versul 16, pe mine însumi jur, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Nu doar că aici a fost o prefigurare a faptului că Dumnezeu în dragostea lui n-a cruțat, cum scrie în Roman, pe singurul său fiu. Aici este dovada dragostei și pentru noi. Dacă suntem în stare să sacrificăm o relație sau nu, în cartea Deuteronom, la capitolul 13, este scris despre o asemenea posibilitate. Citesc de la versetul 1. Dacă e un mesaj profetic, spune versetul 2, care se poate împlini cu semne, dar care ne cheamă să ne despărțim de Domnul. În versetul 3 scrie că Dumnezeu ne poate pune la încercare să vadă dacă îl iubim din toată inima și din tot sufletul. Iar de la versetul 6 scrie, dacă fratele tău, fiul mamei tale sau fiul tău sau fiica ta sau nevasta care se odihnește la sânul tău sau prietenul tău pe care îl iubești, scape tine să te ațin taină zicând, hai să slujim altor Dumnezeu, renunțăm la relația cu Domnul. Ce vei face? Deci iată proba iubirii. M-au auzit pe unii spunând că închinare la idol înseamnă dacă iubești pe cineva sau ceva mai mult decât pe Domnul. Nu sunt de acord cu această definiție. Pentru că pe Domnul scrie să-L iubim, zice aici în 6 cu 5 și nu numai, cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, dacă iubim altceva care știrbește din iubirea Domnului și nu mai este de 100%, aceea este închinare la idole. Nu 51% dovedește iubirea noastră pentru Dumnezeu, nici 66, cât să fie 2-3, 9. E vorba de o iubire întreagă, pentru că Domnul Iisus Hristos spunea foarte clar, citesc din Matei capitolul 6, versetul 24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu poți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. E foarte categorică problema. Tot Domnul spunea, Matei 10, de la versetul 37, dacă iubești cineva pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine, și cine iubești pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Dar asta nu înseamnă că să nu fie numai mult, dar este ok. Pentru că e vorba, în versetul 35, în context, am venit să despart pe fiul de tată, pe fiică de mamă, pe noră de soacră și omul mea care vrăjmaș pe cei din casa lui. Adică e vorba de a alege ce zice tata sau ce zice Domnul în anumite situații. Și unii și-au pierdut dreptul la moștenire. Ce zice Domnul sau ce zice Doamna. Și unii au rămas singuri. Luca se exprima sub altă formă, redând cuvintele Domnului, scrie în capitolul 14, versetul 26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mamă sa, pentru că în asemenea situație cei din cauză îți vor spune, cum a zis Dalila către Samson, tu mă urăști, degeaba declar că mă iubești. Și cei ce au înțeles dragostea lui Dumnezeu vor spune, nu te urăsc,
Dar nu poți să sacrific iubirea Domnului când e vorba de a alege de cine să ascult. Aici este toată problema. În a alege ce faci, ce activități practici. Știți că eu condamn sportul, nu mișcarea și gimnastica, sportul competitiv și tot ce ține de practica asta idolatră. Este închinare la idol că își cucerește inima. Este pasional. Diavolul a creat în lumea asta tot felul de activități culturale, sportive, legate de muzică sau orice alte domenii de artă pe care se atragă pe oameni, pentru că oamenii nu pot trăi fără o iubire, fără ceva care să-i pasioneze. De aceea să fim atenți. Să nu declarăm lui Dumnezeu o iubire pe care să nu putem dovedi cu faptele noastre. Să nu ne pună Dumnezeu la o probă ca pe Avram. Spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 3. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci noi putem spune lui Dumnezeu, drăguțule, dar el va ști dacă este așa sau nu este așa. Spune Ioan în întâia sa epistolă, capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea ta nu este în el. Nu scrie aici dacă iubește cineva lumea, dar pe Domnul să-l iubească mai mult. Nu, este ori, ori. Lumea asta este un sistem de gândit și de practică promovat de diavolul, iar la Dumnezeu valorile sunt cu totul altele, activitățile, principiile sunt altele. Așadar, să știm că într-un fel sau altul, mai degrabă sau mai târziu, vom da probe de iubire. Când este vorba de alege, atunci se va dovedi dacă iubim cu adevărat, dacă iubim cu toată inima. Dacă vom fi în stare să renunțăm la orice și la oricine pentru Domnul. Și o ultimă aplicație. Iubirea noastră pentru oameni trebuie să fie ca a Domnului. Domnul Iisus Hristos spunea în predica de pe munte, citesc din Matei capitolul 5, de la versetul 44, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmași, pe cei ce vă urăsc, vă asuprez, vă prigonesc, ca să fiți fie Tatălui care este în ceruri, căci El face să răsare soarele Său peste cei rești și peste cei buni, dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubești, ce răsplată mai așteptați, nu fac așa și vameși? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucruri neobișnuiți faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Doamne, ajută-ne! Se poate așa? Nu odată am stat în loc citind cele scrise de Apostolul Pavel la Filipeni, capitolul 1, de la versetul 8. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și nu s-o prelată. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. Pentru că dragostea pleacă de la cunoașterea dragostei lui Dumnezeu. Să fie, cum zice tot Pavel la 1 Corinteni 16 cu 14, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Că dacă nu-i cu dragoste, nici lucrările duhovnicești și darurile Duhului Sfânt în manifestarea lor n-au rezultat care să rămână. Așadar, cunoscând dragostea lui Dumnezeu, suntem înnobilați, asigurați, împliniți, entuziasmați. Și iubirea lui se manifestă în noi, întâi față de El, prima poruncă, probată,
Și a doua poruncă față de aproapele, care poate fi dovedită toată ziua. Dragostea nu sunt doar servicii, ci caracter. Da, servicii fac și alții. La schimb, dar caracterul nu poate să se manifeste altfel. Indiferent că e vorba de cineva care știe să-ți răspundă la fel cu dragoste sau de cineva care nu are dragoste. Să concluzionăm reamintindu-ne și dea bunul Dumnezeu să nu uităm niciodată că bogăția dragostei lui este o exprimare a Apostolului Pavel. Izvorăște din natura și scopurile sale. Și acest izvor nu seacă niciodată. Spune Scriptura în Isaia, capitolul 63, versetul 7, despre felul în care s-a portat Dumnezeu cu evrei, așa cum m-a amintit pe parcursul lecției. Voi vesti îndurările Domnului faptului minunate după tot ce a făcut Domnul pentru noi, voi spune marea lui bunătate față de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăția dragostei lui. Și Apostolul Pavel scria în Efeseni, la capitolul 2, versetele 4 și 5, tot despre rezervorul acesta imens al dragostei lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare o care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Așadar să evidențiem și să ne lăudăm cu acest Dumnezeu care are un izvor nesecat de dragoste. Dar să știm, atenție, că iubirea lui Dumnezeu este păstrată pentru eternitate numai pentru cei ce o acceptă și aleg să-L iubească și ei. De ce procedează Dumnezeu așa? Pentru că ceilalți o irosesc și afectează sistemul și împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu are dragoste pentru toți, dar nu poate să o manifeste, să o păstreze pentru veșnicie, numai pentru cei ce vor să intre în această atmosferă a dragostei. De aceea Dumnezeu a spus în poruncile date pe Sinai, citim din cartea Exod la capitolul 20, în porunca a doua, acolo unde cere exclusivitate, să nu iubim altceva. De ce? Pentru că ne-ar corupe. Și lucrul acesta îl înțelege orice bărbat sau femeie cu o gândire sănătoasă. Ce partener de viață ar accepta să spună celălalt, mai am încă o amantă, un amant? Exod 20, versetul 5, căci eu, Dumnezeu tău, sunt Dumnezeu gelos, care pedepsește înjurarea părinților în copii până la treia și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, adică celor ce nu vor să trăiască după principiile mele atât de bune, desăvârșite, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. De asemenea, citim în Psalmul 91, acolo unde Dumnezeu are un pachet de făgăduințe, de la versetul 14, fiindcă mă iubește, ce Domnul, de aceea îl voi zbăvi, îl voi ocroti că își cunoaște numele meu. Când mă va chema, voi răspunde, voi fi căl în strâmtorare și îl voi zbăvi, îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Așadar să-L înțelege pe Dumnezeu ca și un băiat, să luăm un exemplu în miniatura gândirii și sferei noastre, care îi promite unei fete totul. Dar dacă fata aia nu vrea să stea cu el, își mai poate manifesta dragostea față de ea dacă se duce cu alții? N-are cum, pentru că l-a părăsit. Nu el o repudiază o lungă. Ea pleacă. Situație în care pierde dragostea.
Acceptarea iubirii divine este în sine purtătoare de binecuvântare, de bine și de fericire. Să nu înțeleagă cineva că Dumnezeu ne poruncește să-L iubim. Ca și cum ar veni un băiat care nu-i drăguț și spune la o fată: trebuie să mă iubești. Dumnezeu este super drăguț. Este perfect. De aceea a zis în Numeri, capitolul 30, citim de la versetul 15, că a poruncit să-L iubim, aș putea spune, din dorința Lui profundă ca să nu ne nefericim. Deși porunca asta poate fi călcată. 30 cu 15, ce spun înainte viața și binele, moartea și rău, căci îți poruncesc ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păziți poruncile Lui. Și pare foarte legalist. Dar iată ce scrie mai apoi. Versetul 20, iubim pe Domnul Dumnezeul tău ascultând de glasul Lui și depinde de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că va da părinților tăi lui Avram, Isaac și Iacov. E o fericire pe care noi o putem primi și păstra sau pierde. În 1 Ioan, capitolul 5, este scris în versetul 3, căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele, sunt o favoare pentru noi. Dacă le înțelegem, cum scrie și în Deuteronom 10, ele sunt date pentru fericirea noastră. Fericit de cei ce înțeleg, gustă și păstrează dragostea Lui Dumnezeu. Pentru ei este valabil ce scrie Iuda 1 cu 1. Sunt chemați și iubiți de Dumnezeu și păstrați pentru Iisus Hristos. Dar e ceva ce ne revine nouă. Și acum scrie și în versetul 21 de aici, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Acolo va fi percepută pe deplin dragostea aceasta desăvârșită. O, fie ca Duhul Sfânt să-și manifeste plinătatea în viața noastră, pentru ca dragostea divină să devină atât de marcantă încât să nu mai putem ascunde, să se manifeste față de Domnul și față de semeni și să fie o laudă pentru Domnul căci este de la El și să fie pentru El, slăvit să fie El Domnul, că își ține dragostea. Amin.